exemplu ești tu pentru sora ta? Exemplu? Păi când a fost el vreodată în exemplu? Cât am putut să beau, tu mi-ai dat să beau. Ma! Bă, copilul, tu ești sănătos la cap? Cum poți să faci treburi de genul ăsta, mă, să te apuci să furi din magazine, mă? Hai, zi acum, cu ce mai intri, că bani nu mai ai. E ultimul lucru pe care îl fac alături de Răzvan. Apoi sper că lucrurile o să revină la normal. Am nevoie de ajutorul tău, ce nu înțelegi? Nu mi-ajunge doar partea financiară. Nu mă interesează referitor la acești copii absolut nimic. Sorta, ce facem? Păi ce-i mai nebuni la cap? Dar vorbește-mă, copilule! Vorbește! Dar calmați-vă puțin, vă rog, că vă... Măi, unde-i copilul? Unde-mi e fata? Este vorba despre sora ta. Cum de te-ai putut gândi? Dar nu-mi pasă de ea! Știai foarte bine ce urma să îi se întâmple. Aș fi dorit să avem o familie împreună. Nu s-a putut. Dumnezeu nu a lăsat de cuvință treaba asta. Ce spui, tată? Spune adevărul pentru că s-a ajuns prea departe. E simplu. Cine spune că e ușor să crești și să educi copii, nu e părinte. Poate că aceasta este, de fapt, cea mai grea meserie din lume și se pare că nu devine mai ușoară odată cu evoluția noastră ca specie. Dimpotrivă, timpurile pe care le trăim aduc și mai multe bătăi de cap părinților. Vă invităm să cunoașteți astăzi un cuplu care a crescut doi copii, acum deja adulți, dar care trece prin niște situații greu de imaginat, cauzate chiar de progeniturile lor. Faceți cunoștință cu familia Nistor. Soții Dan și Carmen sunt împreună de 25 de ani, căsătoriți de 20 și au doi copii frumoși și mari. Mezina familiei, Alina, în vârstă de 18 ani, este în ultimul an la liceu și urmează să susțină bacalaureatul, iar fiul, Răzvan, să spunem că este rebelul familiei. Dan Nistor conduce o afacere și muncește foarte mult. Banii nu sunt o problemă pentru el, dar nici cheltuielile unei astfel de familii nu sunt mici. Bună iubire, bună dimineața, doamne, ce dimineață, chiar e bună. Ce faci, iubire? Am venit să te felicit, iubitul meu businessman de succes. Mulțumesc frumos, draga mea. Ce faci? Chiar stăteam așa acum în liniște și mă gândeam, după atâția ani de zile să prinzi un contract, să semnezi ceva contract și să simți împlinirea aia că ai reușit și că, Doamne, nici nu-ți imaginezi cât de fericit sunt. Mă numesc Dan Nistor, am 45 de ani și dețin alături de Carmen propria noastră afacere. Simt că am nevoie aceea, nu știu, să evadez, să... Păi la asta mă și gândeam și voiam să-ți propun ceva. Te rog. Mâine sunt la o agenție de turism și... luăm și noi o vacanță. Fai, ce, așa de relaxare. Ce bine te-ai gândit. În Maldive, ce zici? Așa vreau. Vreau un pic de mare, vreau un pic de soare, vreau un pic de distracție. Palmier, să simt eu, să simt că suntem din nou tineri, suntem singuri, suntem, Doamne, abia aștept. Singuri? Păi eu voiam să iau două camere și patru persoane. Patru persoane? Păi ce, te-ai gândit să ieși pe naș cu noi sau ce? Hei, pe naș. Păi pe cine te-ai gândit? Copii, patru? Copii, iubitule, ce ai? Cum mă, adică naș? Carmen, pe bune copii, dar toată ziua suntem doar cu copiii lângă noi. Toată hai, iubitule, ziua... nu faci așa acum, pe bune, și ce vrei să-i lăsăm aici? Păi neapărat să-i lăsăm aici, sunt mari, băiatul are vorba aia, are 25 de ani, fata, da, mâine, poi mâine se mărită și ea, seama, pe Maldive, pe bune, cine nu și-ar dori să păi ajungă? Da, și-ar dori, dar gândește-te că și noi avem nevoie să mai fim un pic liberi, să mai fim singuri, să ne bucurăm și noi de libertate de un pic, pe bune, Doamne, să mai scăpăm un pic și de... Ești răuț! Neapărat că sunt răuți. Știi că tot timpul i-am luat cu noi, tot timpul ne-am fost plecați. Dacă sunt copiii noștri. Alina este ultimul an la liceu, iar Răzvan, de mic, a cauzat doar probleme. De când visez la o vacanță exotică... Să ne aducem aminte de tinerețe, când umblam pe malul mării și era noapte și eram singurei și ascultam pescărușii și ne strângeam în brațe. Ce romantic ai devenit, iubitul meu, nu te mai recunosc. Păi nu merităm și noi, Carmen, pe bune de atâția ani de zile, doar muncă, birou, casă. Da, uite rezultatele, vezi, au apărut, n-au întârziat să apară. Adică, asta e important, e adevărat.
pentru asta trebuie să se bătorim pe măsură, să fim... Păi asta vreau și eu, dar abia aștept. Păi ce mai faci? Ce să mai așteptăm? Hai să îi dăm... Păi gata, sun la... Oh. Da, te aud, te aud. Vă sun în legătură cu o problemă și asta pentru că vă cunosc. O problemă? Păi ce s-a întâmplat, Adi? Uite, sunt aici cu fiul tău. A ajuns la noi la secție după ce a încercat să fure dintr-un magazin în ceas de mare valoare. Doamne, ce face cu el? Pentru mine bucuria nu a durat, din păcate, prea mult, pentru că Răzvan a avut grijă să îmi fure și acest drept. Cum adică să fure dintr-un magazin un ceas de mare valoare? Pe bune? Da, nu înțeleg de ce am spus la treaba asta. Am încercat să stau de vorbă cu el, dar nu vrea să vorbească absolut deloc cu mine. Are o atitudine foarte indiferentă, de parcă nimic nu s-a întâmplat. Răzvan, de data asta, a mers mult prea departe. Nu înțeleg de ce a ajuns să fure. Întotdeauna noi i-am oferit tot ce a avut nevoie. Vă știu pe dumneavoastră, domnul Darn, și vă respect. Da, Adi, mulțumesc din tot sufletul. Îți dai seama că... Doamne, nici nu mai îmi găsesc cuvintele acum. Ajung imediat. Trebuie voie să veniți să luați personal de aici, că trebuie să fie de vorbă. Sincer, noroc că mi-am făcut cunoștință și prin alte domenii. Parcă simțeam că o să am nevoie. Doamne, Adi... În 20 de minute maxim sunt la secție, te rog frumos, dacă poți să vorbești cu el, dacă nu îl liniștește, dacă nu îl liniștesc eu cu siguranță. Bine, bine, mulțumesc frumos, Adi, mulțumesc, mulțumesc, da, 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 mulțumesc. Ok, mulțumesc din suflet. Băi, deci nu se poate așa ceva, mă, a luat-o razna, măi, copilul ăsta, mă. Fiul unei familii așa înstărite fură din magazine? Am aflat deja de la Carmen că fiul lor le creează de mic probleme, dar la așa ceva nu ne-am așteptat. Femeia e foc și pară, iar Dan pleacă într-un suflet după copilul lui. Calmul impasibil al lui Răzvan ne atrage atenția. Cu ochelarii de soare pe figură, se urcă în mașina tatălui său ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Bă, copilul, te-ai sănătos la cap? Cum poți să faci treburi de genul ăsta, mă, să te apuci să furi din magazine, mă? Mă numesc Răzvan Nistor, am 25 de ani, multe gagici și multe neînțelegeri cu părinții mei. Voiam și eu un ceas de la scump, am văzut eu pe internet la doi băieți cum se face. Așa, și te-ai gândit să te duci să furi? Ne, n-am mers chiar cum arăta ăla acolo. Da. Așa, cum arăta ăla acolo? Ce trebuia să faci și n-ai făcut? Adică tot aia e, să pui mâna și să furi. Ideea era să nu ne prindă. Am vrut să fur un ceas. Așa, și? Pur și simplu nu suport să fie atât de indiferent. Se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ideea era să nu faci treaba asta, nu să tu nu te prinde. Tu nu mi-ai fi luat niciodată un ceas. Păi cum să-ți iau, mă, copilule, dacă tu, la vârsta de 20 și ceva de ani, nu te duci la muncă? Du-te, frate, la muncă și muncește. De facultate nu te-ai apucat, nici nu vrei, nici n-ai niciun gând să te apuci. Bacalaureatul ai luat noroc de mine, că dacă nu eram eu, nici pe ăla nu-l luai. Pă bune? Răzvan, pur și simplu, este de-a dreptul imatur. Nu l-am văzut dărâmat de nicio culoare. Dar știi și tu, mă, tată, cum e? Mergi la întâlnire cu o domnișoară, ai un ceas scump la mână, deja e cu un picior la mine în pat. Tu nu ești capabil, dacă nu ai ceas, să o bagi pe aia în pat sau cine știe ce, să te întâlnești cu ea? Dar știi cum sunt femeile din ziua de azi? Vor mașini, bani, mă, ceas? Mă, tată, tu ești inconștient, tu... Nu știu, am impresia că eu vorbesc cu un copil de 10 ani, nici de cum de 20 ceva de ani. Văd că nu gândește deloc, se expune la tot felul de pericole și el este ca o floricică. Tu ești conștient că dacă acest Adi, da? Această cunoștință a mea nu mă suna și nu îmi spunea ceea ce ai făcut, tu acum erai la mititica? Știu cine-i taică-miu și știam că o să scap. De asta am permis să fac absolut ce vreau cu viața mea. Am greșit, bine, scuze. Nu, tată, cu scuzele nu facem treabă în viață, să știi. Scuzele nu ne țin nici de foame, scuzele nu ne scapă nici de pușcărie, scuzele nu ne aduc nici de mâncare, da? Trebuie să te gândești că scuzele astea sunt ok când greșești mai ușor, nu când ajungi să fii infractor, să ajungi să ai dosar penal. Păi tu ești conștient că dacă ai dosar penal, nu mai pup tu absolut nimic în viața asta a ta? Pe bune? Te gândești? Tu știi ce înseamnă un om cu cazier? Un om care are probleme în baza de date și e recidivist? Dacă nici experiența asta nu îi dă de gândit,
Nu știu, pur și simplu îmi rămâne doar să-l închid în casă. Nu mai spun că dacă ajungi să faci pușcărie, ferească Dumnezeu, acolo îți ar putea să te trezești și cu alte surprize, da? Și nu cred că ai nevoie de chestii de genul ăsta. Bine, gata, te rog. Mă, te-am învățat de atâtea ori. Ți-am spus, bă, fă aia, fă aia, fă aia. Ai zis, mă, că sunt un tată de ăla care îți face creierii pane și doar te nebunește de cap. Dar te-am învățat de bine, mă. Te-am învățat să nu faci prostii în viață și să nu pui mâna, în primul rând, să faci infracțiuni. Asta e cel mai important lucru. Îți mai bine cumpărai tu ceasul și gata, toată lumea era fericită. Lasă că vorbești tu acasă cu măta. O să te pune ea la punct și mai discutăm noi după. Dacă nu te reușești ea să te pună, te rezolv eu. Așa, ca să-ți treacă de toate. Discursul lui Dan pentru Răzvan este unul foarte blând, după părerea noastră. Băiatul se comportă oribil și se vede că nu are niciun fel de remușcări pentru fapta lui. Practic, el este un hoț. Rămâne de văzut ce măsuri vor lua Carmen și Dan. Ați venit, măi, scumpilor. Da. Ce faci, mă, pușcărie? Tu ar trebui să taci, că dacă reușeam să iau, îți luam și ție. Nu te uita, fratele tău. Așa merge vorba, că dacă reușeam să iei, îi luai și ei. Tu îți dai seama cum gândești? Și mai ai și curajul să vorbești față de noi așa? Păi ce exemplu ești tu pentru sora ta? Exemplu? Păi când a fost el vreodată în exemplu? Doar negativ ăsta. Altceva nu știe. Așa e, când ai niște părinți potenți financiar care nu vor să împartă cu copiii lor. Ai lucrat cot la cot cu mine și cu maică ta? De prins bani și de-astea. Nu vezi că ești ca o larvă în casa asta? Și păi pentru cine lucrați? Dacă păi nu pentru cine noi lucrăm? Uite, pentru voi! Dacă voi. Când o să aveți mintea, capul pe umăr, nu așa ca tine. Așa, 25 de ani n-am. De toată lumea, măi, copilule. Frate meu, e sub orice critică. Are 25 de ani degeaba. Măi, Răzvane, să pe bune, ce ai în capul ăla? Ce-i cu tine? Unde vrei să ajungem cu atitudinea asta și cu comportamentul ăsta? La pușcărie? Chiar vrei să vin să-ți aduc, să-ți arunc portocale pe acolo, între grade? Ia mai gata, mă. Cunoaște tata toată din București, nu mă ia nimeni. A, pe asta te bazezi tu acum? Păi da, și asta e un motiv pentru tine să te duci să pui mâna, să faci pușcărie. Păi te scap o dată, te scap de două ori. Râzi, dar nu râza bine. Te scap de trei ori. Dar nu merge la infinitate. Lasă, Dane, că nu-l mai scăpăm deloc. Acum o să trebuiască să pui mâna și să te responsabilizezi. Și având în vedere ce... Stai că mă faci să râd, Carmen. Să se responsabilizeze? Da, o să... Păi dacă nu a reușit... Nici instituțiile statului. Nu ai reușit tu, nu am reușit eu. De unde naiba să se mai responsabilizeze la 25 de ani? Lasă că îi dau eu acum task-uri, da. Dar cum adică? Doamne, uite, adică așa, o să ai grijă de sora ta, de Alina. Ce o să fac? O să ai grijă de Alina. Este ultima lui șansă. În fața copiilor nu comentez deciziile lui Carmen. Dar părerea mea este că lui Răzvan i s-a dat o misiune prea mare de a avea grijă de sora Alina. O să-i faci de mâncare dacă copilul nu o să-i fie foame? Dar ce sunt eu, babysitter aici sau cum adică? Păi nu mă, tu ești personajul în casa aia care stă toată ziua, umblă pe magazine, dar nu de ajuns că umblă, ci și îmi pune mâna. Pe bune, trebuie să faci ceva copilului, că nu se poate. Și acum ce, trebuie să am grijă de ea? Păi, normal, pentru că noi suntem ocupați. Dacă măta zice asta, dar și voi ce să faceți? Eu o să muncesc zi de zi. Maică ta o să auzi, facă... Auzi, dragă, dar nu-i mai dai lui explicații, n-am înțeles, dar ce faci, ne ceri o explicație acum pe bune? Păi, dar și de unde și până unde trebuie să am eu grijă de ea? Mai dai așa, mă, cum mă duc la mine în cameră, hai, lăsați-o. Eu, că trebuie să ai grijă. Nu pleci nicăieri, stai, te rog frumos, jos. Stai jos, bă, băiatul, stai. Ia loc și ascultă discuția. Foarte bine ce ți se spune, da? Eu n-am grijă de ea. De ce stai, băgă singură grijă. Crezi că am eu grijă de el. Hai să fim sinceri, cred că îi fac eu mâncare. Nu, mamă, să nu faci asta. El trebuie să înceapă să devină bărbat și să se maturizeze și să-și ia gândul de la prostiile pe care le face de fiecare dată. Băi, m-am săturat să mă fac de rușine. Carmen se luptă cu morile de vânt. Răzvan e pur și simplu o cauză pierdută. Mă, dacă nu erați voi așa, nu se ajunge aici. A, noi suntem țapii rășitori acum. Normal. Nu suntem de vină, mă, Dane, tu nu știai că noi suntem de vină? Un ceas am vrut și eu și n-a putut să mi-l cumpere. N-a uite că m-a adus de la poliție. Păi du-te, mă, la muncă. Dar ce, mă, ceasul ăla pe care l-ai nu-ți mai la place facultate acum? De ce nu te-ai dus dacă vrei ceas? Du-te la facultate. Uite, fă și tu 16 ani de... Uite, cum învață și cum se spetește, de școală. Da? Băi, nu?